Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Vânătoarea 1 TV. Ce faceți? Cum sunteți? E vineri! Wow! Ne apropiem de weekend, un weekend încărcat de evenimente, pentru că așa ne stă bine nouă la români să ne distrăm la sfârșit de săptămână. Și săptămâna viitoare va fi foarte încărcată, dar până săptămâna viitoare, când mergem la Țâmbia, rămânem ancorați în festivalele medievale. Astăzi, cred, dacă nu greșesc, și mâine se dă startul și la Simeria și la Hunedoara, la câte o reprezentanție din asta medievală. Dacfestul pe Măgura Uroiului, știu sigur, ieri când m-am întors de acasă, de la țară, de la părinții mei, m-am oprit pe la Raluca și erau în pline pregătire acolo, se construia. Așa că la Măgura Uroiului, dragii mei, Dacfest și festivalul medieval la Hunedoara. Să fie cu prințese. Dar până la prințese, eu rămân ancorată în tradițiile noastre de suflet, în tot ce înseamnă autentic românesc, mai din timpurile noastre, că așa îmi place mie să cred că Dumnezeu ne dă șansa fiecăruia dintre noi să facem un lucru bun, un lucru fain, și oamenii ăștia care, indiferent de ce aleg, de ce carieră aleg în viață, au momentele acelea când urcă pe scenă, și atunci când urcă pe scenă ne aduc aminte că de fapt ne tragem dintr-un popor care iubim tradițiile și iubim folclorul autentic românesc. Iubim și cântecele de petrecere, iubim și horele, că așa ne plac nouă, indiferent de zona țării. Dar rămânem ancorați în lada de zestre a noastră, a românilor. Și astăzi din două județe. Dar despre ce este vorba și ce înseamnă lada de zestre a celor două județe, vreau să povestim cu invitații mei. Știți deja, și ei, și noi, cei de la Hunedoara 1 TV, eu și Rosi. Bună dimineața, Rosi! Mulțumesc pentru promo. Uite, vineri 30 august, Vlad Lință și Iulia Sârbu alături de mine la Dale Dimineața. Bine dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Și bine v-am găsit! Sunteți somnoroși? Nu, ne revenim! E în direct, dragii mei, emisiunea nu e înregistrată, deși de multe ori noi mai facem și înregistrări când avem invitați de departe de casă, dar Iulia, cinste ei, a venit de la Zalău și e aici, live, e în studio. De ce e Iulia astăzi alături de noi și cum a venit, a ajuns ea în județul Hunedoara? Cred că v-ați dat cu toții seama că Vlad Lință e vinovatul, cred. Tu ești vinovat? Oarecum. Vinovat, nu pot să zic că e o vină, pentru că dacă aș avea vină, aș fi făcut ceva rău. E o vină pozitivă. Da, eu zic că e o cauză, un motiv, nu o vină. Dumnezeu împlătește cărările foarte fain, așa, și îmi place tare asta. Are un costum foarte frumos, eu l-am mai văzut, ne-am întâlnit la Vața, la Nedeie, și eu v-am văzut pe scenă, o să vă vadă și telespectatorii noștri. Iulia, acum deja știi, mulțumesc, Rosi, deja avem poză de la Nedeie și avem și o... o filmare de la Nedeie, care am primit-o de la Vlad ieri. Noi nu am fost cu camera, eu am fost la Nedeie, dar în altă ipostază, o să vedeți probabil despre ce este vorba și în această dimineață. Eu merg la Vața cu tare drag, pentru că mi-e tare dragă familia Lință. Mi-s dragi oamenii de la Vața, asta e clar, și mă simt acolo ca acasă. Dar mi-s dragi familia Lință, o salut pe Dalia, pe Liviu, pe Victor îl salutăm, doarme probabil, dar când se va trezi va arunca un ochi. Și nu ne-am văzut de la 1 martie, Vlad. Da. Dăm la Târgu Mureș, ceva vrea zice Rosi, nu știu ce zice, dar
La sepsie, da, Victor, dezvăluim, da, portarul nostru. Altă valoare. Vedem, eu sper să-l aducem, să ne povestească o experiență de viață. Nu se știe când vine Victor într-o dimineață. O să vină cu cel mai mare drag. Mie mi-ar fi plăcut să vină și el odată, dar nu se știe, poate mai la iarnă, poate facem o emisiune cu frații Lință, că de la fotbal la folclor e distanță mare și să ne povestească ei din experiența lor de viață. cum pasează vorba lui Rossi, mingea de la folclor la fotbal. Până atunci, Vlad. Da. Ne-am văzut aici, noi ne-am tot văzut vara asta, dar ne-am văzut aici la Dale Dimineții de 1 martie. A fost o vară grea, că după 1 martie, așa cum povesteam în emisiune, a urmat bacalaureatul, pe urmă admiterea și o luăm cu începutul că toată presa județului Hunedoara a scris despre realizările tale la un moment dat. Hai să povestim. Cum a fost bacalaureatul? Mai ții minte cât a trecut de la bacalaureat? N-am calculat, dar... N-ai calculat. Țin minte cum a fost. Știu că aveam foarte mari emoții, dar nu știu, cred că doar eu o manifest așa. Deci și înainte să urc pe scenă, și înainte de bac, și înainte de orice fac în viață, eu n-am emoții până cu vreo 5 minute înainte să se întâmple. Adică și la bac n-am avut emoții până cu 5 minute înainte să intru în sală. Adică nici nu pot să zic că mă gândeam în fiecare zi că ce fac la bac, vai cât de greu să fie, dar în momentul în care am intrat în sală am zis, mă, chestia asta chiar e serioasă, adică trebuie să mă concentrez, trebuie să iasă totul bine și cred că am puterea asta ca în momentele care necesită să mă pot concentra, să dau tot din mine. Și a fost mult mai ușor decât mă așteptam. Dacă ar fi să descriu așa într-o sintagmă, a fost mult mai ușor decât mă așteptam. Poate că m-am așteptat la mai greu pentru că mă și pregăteam în același timp pentru admitere și admiterea este într-adevăr se dă și nici mai mult în materie decât bacalaureatul și este puțin mai mai grea, mai apăsătoare. Dar și la limba română, din care n-am dat admitere, am dat doar bacalaureat, m-am descurcat surprinzător de bine, spune eu, deși nu chiar surprinzător, pentru că am avut un profesor foarte bun, urmează să vă spun și cine și de ce. Iulia e profesorul, ea a fost cea care te-a dăm din casă? Am mai trecut da. Odată cu el prin aceste emoții, deoarece am dat bacalaureatul acum 3 ani de zile, deci a trecut ceva, și am fost lângă el la orice pas, mai ales la limba și literatura română. Deci, ne completăm așa unde, nu știu eu, știe ea unde. Am tras puțin de el, într-adevăr, dar a meritat tot efortul depus, deoarece a ajuns unde și-a dorit și asta contează. Ai luat o notă de 10 la BAC. La ce? La matematică. De ce matematica asta? Eu nu că înțeleg, în tot explicați și tu, și prietenii tăi, că tot povesteam înainte de emisiune de Ovidiu, că muzica și matematica sunt mână-n mână. Eu, și limba română, zice Rossi, eu nu prea înțeleg. Sunt matematică pură, zice Rossi, că poeziile. Nu prea înțeleg eu. Ce are matematica cu muzica asta? De unde e muzică și matematică? Mi se pare că e o legătură foarte strânsă, mai ales când vine vorba de teorie muzicală. Cred că sunt foarte multe calcule în muzică și muzica este o știință exactă, așa ca matematica, informatica și altele. Și cred că oarecum matematica stă la baza lumii noastre, tot ce ne înconjoară, și cu siguranță stă și la baza muzicii, la partea teoretică. Nu pot să spun că stă la baza trăirilor sau a artistului, dar stă la baza muzicii. Mai am de învățat
Deci eu am sperat că termin, dacă se gata partea asta, dacă înveți brâu din ținutul pădurenilor, se pare că după brâu mai am de învățat, nici acolo am încercat, ne-a Dumnezeu, ne ajută. Bună dimineața, Dani, nu știu dacă Vasile e pe recepție, a încercat Vasile, instructorul de la Hațegena, să mă învețe un brâu de Banat, nu i-a prea ieșit, mai am de învățat, apoi nu vreau să mă gândesc dacă mă ambiționa vreodată să învăț brâul pădurenilor. Vasilica Mocan e pe recepție și ne spune bună dimineața și, bineînțeles, prietena emisiunii, doamna Adriana Furcă, ne spune bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă poftă bună la cafea, tuturor felicitări, stimă și respect, mult succes invitațiilor, mulțumim. Din suflet, dumneavoastră vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, doamne ajută, doamne ajută, doamna Adriana, și mulțumim. Uite că Vasile e pe recepție, nu e nimic întâmplător, a intrat și Vasile. Sunt prietenii mei de la prietenii noștri, de fapt, ai televiziunii, de la ansamblul Hațegana, de la Hunedoara. Și ei fac muzică și bună dimineața, felicitări și mult succes invitațiilor dumneavoastră. Mulțumim, Nea Vasile. E greu în viața asta cu muzica. Te tot pomenesc, Nea Vasile, că încercași să mă înveți un brâu de Banat și nu ți-a ieșit. Împiedecată, sunt tare, parcă n-am jucat niciodată. Eu nu știu tata meu ce-a făcut în viața asta. O să-i spun data viitoare când îl văd că l-am făcut de râs. Deci, încheiem cu muzica. Eu sunt și surdă, n-am nicio legătură cu matematica. Renunț, fraților, că la mine rămâne că am învățat că există cheia sol, aia mi-aduc aminte din școală. Cred că știu și notele, dacă mă chinui puțin. Domn profesor Coconeț de la Petrășană, salutăm pe tanti Jana și pe domn profesor Coconeț, familia Coconeț. El m-a învățat că există și cheia fa. Na, aceea e vina lui Hunie Doreni, care cântă duminică la cinciș, că nu m-au învățat. Dar le țin eu minte toate astea. După nota de 10 de la BAC, cu care notele oricum au fost toate foarte mari, felicitări, mulțumesc, Vlad, suntem mândri de tine, pentru că e clar că între acești ani unde tu ai urcat, mulțumesc, Rosi, că mă mai faci o dată de minune, uite ce la zilele Hunie Dorei ce încerca Vasile să facă și nu i-a ieșit, lasă neavașină, să râde Adrian Stanca de mine, iote am râd de comedia comediilor. Mulțumesc, data viitoare promit să vin mai zici că am două picioare stâng. Râdeți, că de-aia le-au pus să râdeți, că e voie. Mai încercați. Mai... Nu vă dați butuzo. Nu? Mă duc la cătă, fac școala populară de artă. O să fiu de minunea minunilor. Dragii mei. Eu cred că cea mai mare realizare de la BAC nu a fost nota de 10. Pe mine, cel mai mult, nu pot să zic că m-a șocat, dar m-a surprins nota de la limba română. Am luat 9,55 și a fost o urcare, o ascensiune foarte mare, mai ales în perioada înainte de BAC la limba română a mea. Și bineînțeles datorită ei, pentru că ea m-a motivat, ea mi-a dat în față exact ce trebuie să învăț, mi-a spus cum să le învăț, nu m-a lăsat să las garda jos niciodată, ceea ce probabil aș fi făcut, pentru că la un moment dat simțeam că nu mai încape atâta informație în capul meu. Da, m-a făcut să realizez că încape. Nu cred că a fost ușor între spectacolele de la care fugeai să înveți, între scenă și între pregătirile pentru spectacole, pentru că trebuie să spunem un lucru foarte important. Vlad cântă cu orchestră, nu face playback, nu are acel stick care îl așa, e destul de complicat, dragii mei, pentru că atunci când urci pe scenă cu orchestră, ai nevoie de repetiții. Felicitări, Iulia, că ai reușit să-l mobilizezi, să-l ții tot timpul așa în priză. Asta face dragostea. Dacă dăm din casă în interi, stați o țâr să vedeți. Când e dragostea la mijloc, lucrurile merg de la sine. Foarte frumos. N-am înțeles eu și nu vreau să mergem încă mai departe.
de ce te duci tu să zbori? No, asta e la blonzimea mea, nu se poate plia, pe creierul meu nu poate accepta. Ce-ți veni, frate, să te urci acolo în cer, să te faci pilot? Nu găsești și tu, mă, Iulia, o meserie mai acătării, aceea mai cu pișoarele pe pământ, ce cauți tu acolo în văzduh? Nu știu, multă lume zice că-s cu capul nori și acum am vrut să le demonstrez că au dreptate, probabil. vreau să spun că cred că scuzați, visul oricărui elev care termină liceul pe care l-am terminat și eu, colegiul pe care l-am terminat și eu, este să ajung acolo. Doar că până când să-mi dau probleme medicale și să văd că da, există o posibilitate că pot să ajung acolo, pentru mine a fost prea departe acel vis. Nu m-aș fi văzut niciodată realizându-l și aveam alte vise care nu pot să spun că nu m-ar fi satisfăcut din acest punct de vedere, dar cu siguranță nu se ridicau la acest nivel. Aș fi fost mulțumit să ajung în oricare altă academie. Aș fi fost mulțumit pentru că știu că dacă sunt în oricare altă instituție de învățământ militar superior, o să-mi apăr țara în tot restul vieții. Și asta este de fapt ce-mi doresc. Dar pentru mine această specializare pe care am ajuns a fost ceva nerealizabil în concepția mea. Până în momentul în care am dat probele și am văzut că le-am luat și eu nu cred că realizam în momentul și probabil nici acum nu realizez pe deplin unde am ajuns de fapt și ce am reușit să fac de fapt. Pentru că o ștampilă pe foaie de hârtie poate să o vadă toată lumea. Dar cred că trăirea de a fi în zbor și de a depăși așa bariera sunetului nu poate fi replicată niciunde. Cam asta. Da, greu de digerat. Nu știu, o să vedem, eu sper să ne revedem cu Vlad în postul Crăciunului. Au un proiect, un vis, o colindă și o sper să ne revedem cu ei aici în postul Crăciunului, atunci va avea deja câteva luni. Pe ce dată intri pe porțile Academiei Hericoandă? În 9. Eu mergem, nu, o să plângem, da, nu știu cum o fi spectacolele fără el, că nu cred că o să fie destul de prezent pentru primele luni, probabil, în viața noastră artistică, dar eu sper în postul Crăciunului, în vacanță, să-i revedem aici, sănătoși, și să ne povestească Vlad cum a fost după ce s-a închis ușa pe 9 septembrie? 9 septembrie. Nu cred, de la Țebea pleci la Brașov? Da. Doamne, ajută-ne! Mergem într-o poveste frumoasă și încercăm să ne bucurăm de prezența lui Vlad și a Iuliei până în 9 și să ne bucurăm că ei sunt alături de noi și să ne povestiți bac cu bac, viața viață, Iulia dragă, hai, cum v-ați întâlnit noi femeile? Cum a apărut iubirea asta? Cum au împărțit îndrăgosteala? Unde v-ați întâlnit prima dată? La Alba Iulia, dar până atunci au fost câteva săptămâni. În data de 25 februarie, el a avut o emisiune la TVR1 și uitându-mă cu mama mea, deoarece fiind în același domeniu, bineînțeles că stocărim tot ce se poate, l-am văzut acolo.
Însă nu știam ce o să fie sau așa, nu m-am gândit, vai, peste de câteva săptămâni. Nu vă cunoșteați deloc? Adică față în față nu v-ați întâlnit? Nu, nu. Ioi, ce tare! Și după care pe internet, bineînțeles, că na, generațiile noastre cam așa procedează în ziua de azi. Nu știam că la liceul militar, nu știam absolut nimic, am început să vorbim, am fost prieteni în primul rând, vorbeam așa, Facebook, presupun Instagram, Insta. Instagram, mă rog, Insta, că el lucrurile mai de zi cu zi, Insta, să spun așa, dar nu ne așteptam să se lege ceva. El a avut un eveniment în martie, unde m-a invitat să îl însoțesc. Ce ai frumos! Și unde? Am plecat unde? Spre unde? Alba Iulia. În Alba Iulia. La Alba Iulia. Da, am plecat, da, eram la Cluj, la facultate, am plecat la Alba și... ne-am întâlnit pentru prima oară de aici și am vorbit vreo 3 săptămâni. Trenul. Vai, dacă mă duc în altă parte, de unde știu că e trenul bun? Am ales să călătoresc cu trenul pentru prima oară în viața mea. A fost o experiență. Wow, ce fai! Da, și, na, vă dați seama, așteptam să ajung, să-l văd. Nu știam nimic, deci noi vorbeam pe FaceTime, vorbeam pe Instagram, dar să ne întâlnim a fost așa. Am zis, hai că să ne vedem noi cândva, dar nu știam exact. El fiind acolo, eu la facultate, fiecare cu programul lui, nu ne așteptam să se lege ceva. Și mi-a zis de acest eveniment, să-l însoțesc, am zis, ok, vii, ce-a fi, a fi, până la urmă, asta este. Am ajuns, ne-am întâlnit, a fost, nu știu, a fost, wow, adică ce-am simțit în acel moment, spunea că are emoții înainte cu 5 minute să se întâmple ceva, e bine, așa a fost și atunci. Până atunci n-am avut nicio problemă, a fost tot ok, vorbeam, era ok, no, eu oricum foarte panicat, așa prima oară cu trenul, singură, nu știam, am luat trenul bun, nu l-am luat, zic, mamă, no, am ajuns, se vedea pe care emoții, adică amândoi eram emoționați, deoarece a fost un moment special, să spun așa. Dar, Și care va rămâne în amintirea voastră pentru totdeauna? Tu ai venit de la Cluj cu trenul la Alba Iulia, da. Astea nu le-am știut, că nu i-am descusut înainte, deși eram curioasă de zis. Stai că vă prind eu la dale dimineții să-mi povestiți. Dar tu ești deloc din Zalău. Din Zalău, din Sălaj. Din Sălaj. Și numele meu e de acolo, că tot povesteam. De unde e Pălinca Bună? E unde, că tot povestirăm. A, nu se poate să nu zicem, nu? Că... Da, dar acum dăm așa, eu i-am cunoscut pe părinții Iuliei, ne-am întâlnit, știm deja că sunt niște oameni minunați. Cum vezi tu diferența? Voi cântați două genuri muzicale diferite, pentru că muzica, folclorul de la Sălaj diferă de ce a nostru de la, din județul Hunedoara, mai ales că noi în județul Hunedoara, pe nu știu câți metri pătrați, avem 4-5 zone etnofolclorice, adică noi nu ne, Vlad de la Vața cântă total diferit de Bogdan, care e din Ținutul, da, Pădurenilor, și totuși sunt hunedoreni amândoi. Am dat un exemplu. Cum te-ai simțit sau cum ai care a fost contactul tău sufletesc cu primele acorduri din județul Hunedoara? Ce ai simțit? Eu am început să cânt de mic, am făcut așa, liceul și școala de artă din Zalău, liceul, așa, de artă Ioan Sima. Am început să cânt din această zonă de mică, să spun așa, deoarece treceam prin toate zonele și subzonele țării. Însă, în momentul în care am cântat cu Vlad la Vața, pot spune că a fost cam cel mai important, deoarece până în acel moment doar studiam acasă aceste piese. Eu peste tot unde am mers, în spectacole și așa mai departe, în concursuri, bineînțeles, tot aceeași zonă reprezint, zona Sălajului, dar în spectacol, cum a fost și la Vața, am schimbat puțin lucrurile. Datorită faptului că Vlad are acest album minunat pe care l-a făcut și așa, noi am ales să cântăm din repertoriul lui niște piese, atât separat el, cât și împreună. Eu am cântat și din zona mea, bineînțeles, am adus aici în fața hunedorenilor și piese din Sălaj, dar am cântat și o piesă împreună, Dor cu Dor. Piesa, da, mea preferată de pe album, de altfel. Și trebuie să spun și asta. N-avem cum, e minunată. Eu am dublură la CD-ul și l-am și mașină. Foarte bine, cântând împreună, Dor cu Dor, na, a fost... Și în promo de ieri, care l-ați postat, da, pe Facebook, da, ați cântat tot Dor, da, cu Dor. Da.
Tu de unde dragostea de folclor autentic românesc? E ca din ce zonă vii a țării? Eu când văd tineri, așa ca voi, care se îndreaptă spre o zonă muzicală care nu e foarte bănoasă, ba din potrivă, e pentru a avea oarecare popularitate sau să-ți imprimi un album, e foarte costisitor și ai nevoie de sprijin, e clar. Puteți să mergeți într-o zonă muzicală mai bănoasă, că tot avem prieteni care fac asta. Dar dragostea ta de muzică, de folclor autentic românesc, de unde vine din familia ta? Am crescut alături de bunicii mei, cei din partea mamei mele, așa, în satul Păieniță, de pe Valea Someșului, din județul Sălaj. Bunicul meu, fie iertat, cânta la vioară și pentru mine am crescut cu muzica în casă. Indiferent că el cânta la ceatără, cum se zice la noi, indiferent că, sau dansa, cânta, nu conta, eu am crescut cu asta în casă, adică pentru mine n-a fost, mă apuc de muzică și asta este, nu, eu am crescut așa, pur și simplu, nu știu, tot, eu tot așa spun, cred că așa m-am născut, cred că, nu știu, mi-a pus Dumnezeu așa mâna în cap, tu o să cânți, tu o să faci, deci din partea mamei, să spun așa. Bunicul meu era diac la biserică, cânta la vioară, era, pot să zic, muzicant prin sat, nu, cum s-ar spune. Cânta, da, așa era, da. La folclor, dar la nunți. Atunci se ținea foarte mult, din spusele dânsului, se ținea foarte mult ca la, și la nunți, așa, să se cânte folclor, să se cânte folclor autentic, de zonă, nu ca acum. Și rugăm pe Rosi să ne pregătească înainte de, până pregătește Rosi melodia cu Iulia și o să vedeți despre ce sat e vorba. Florica Cristian ne scrie bună dimineața și mult succes invitaților. Mulțumim. Eddie Hintz ne salută și spune bună dimineața și îl salutăm pe viceprimarul de la Vața e live. Nu e cu fotbal, dar e cu Vlad și e alături de noi. Te salutăm, Florin, Bud e live. Haideți să vedem cum își cântă Iulia Satu Drag. Sata acasă, la 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 la. Mule ce gânduri mă apasă, la 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 la. Când văd cum anii au trecut și satul s-a pustit, și satul s-a pustit, la 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 la. Stau în portă, la 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 la. Să-și aștepte a lor nepotă, la 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 la. La piept s-o mai strâng odată, că nu știu mâine ce-i așteaptă, că nu știu mâine ce-i așteaptă, la 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 la. Satu-i gol ca să pustii, la 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 la. N-auzi glasuri de copii, la 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 la. Ca și vremuri au venit, ies până lume risipiți, ies până lume risipiți, la 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 la. Thank you.
dragi bunici, vă port în gând la el, la 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 la. Cât o fi pe acest pământ, la el, la 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 la. Și-o-i veni la voi curând, tare-n brață să vă strâng, tare-n brață să vă strâng. La e la 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 la. M-ați grijit cu drag și dor ca lumina ochilor, și acum vis ajutor. La e la 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 la. Și tocmai ne-a explicat Iulia că clipul, în clip sunt chiar bunicii ei, dragii mei, foarte impresionant, și în clip și în poze. În clip bunicii din partea tatălui, da, dacă am înțeles bine, iar în poze bunicii... Tot ei. Tot da, ei, da. Ce frumos! Și ea pe care o poartă bunica în ce mi-ai povestit înainte, ea pe care o poartă bunica în poză, tu o ai? Da, o am acasă, iar ea pe care o purtam în videoclip era făcută, într-adevăr, după un model de-al ei. Am. Mai vechi, dar na, nu mai este neapărat purtabil, însă am refăcut-o, să spun așa. Și uite, așa ați văzut și în videoclip, dragii mei, exact ce spun de fiecare dată când am ocazia. Și cum am spus-o și la Vața pe scenă. Vlada Dezestre a acestui popor n-are cum să dispară, noi, nimeni, că eu te fi copiii ăștia tineri și cu mai hotărâți ca noi ăștia trecuți de prima tinerețe, că parcă sunt mai hotărâți și mai apropiați de valorile acestui popor. Mă impresionează de fiecare dată când îl aud pe Vlad că vreau să-mi apăr țara, nu să-mi iese niciodată din cap. Și parcă știți cum îi se rupe sufletul noi, că știm că copiii ăștia ar trebui ei trebuie să se sacrifice pentru ca noi să dormim liniștiți, și poate că de multe ori uităm să spunem Doamne ajută și să mulțumim pentru pace la Dumnezeu. Poate că în fiecare seară de acum încolo o să ridic ochii la cer, cu siguranță după 9 septembrie o să fac asta și zic Doamne dă-ne pace, că știu că copilul ăsta e acolo și cât va fi pace, va fi bine. Florin Băd ne scrie bună dimineața, vă salut cu drag. Și noi te salutăm și de-abia apucăm să ne întoarcem la Vața, că ne mai întoarcem o dată anul ăsta la Vața, că mai aveți o sărbătoare, hă? Mai e o sărbătoare de toamnă, mai aveți acolo la Vața ceva, parcă mi-aduc eu bine aminte. Nu va fi și Vlad, probabil, că va fi acolo la Academie, dar va fi prezent în sufletul nostru în fiecare zi. Iulia, ce să zic, dragostea mea? Noi sperăm că folclorul autentic românesc nu va muri niciodată, sau cel puțin eu sunt unul dintre acei oameni. Îți mulțumesc, chiar dacă nu ești din județul Hunedoara, îți mulțumesc că faci eforturi să duci mai departe bucăți din Lada Dezestre a poporului și greu. Vreau să-i vedem la Vața, dragii mei, avem un material, ați văzut bucățele din ei, dar vreau să ascultăm și o melodie, pentru că suntem la deja trecut de jumătatea emisiunii. Vreau să-i auzim cântând la Vața la Nedeie și pe urmă să povestim despre ce înseamnă să întâlnești oameni de acasă, ce simte Vlad când vine la Vața, știu deja, dar mai îl ascultăm o dată, că îl ascultăm așa cu drag, și să vedem ce ne povestește Iulia despre întâlnirea cu oamenii de la Vața. Dar haideți să ascultăm o melodie de la Nedeie, unde cei doi au urcat pe scenă împreună. Dar,
S-a făcut microfonie la un moment dat, imaginile merg, cei doi, o să-i mai vedeți pe scenă, sunt imagini de amator. Vlad și Iulia au urcat la vața pe scenă la Nedei alături de taraful condus de domnul profesional Nel Coza. Îl vedem pe Jenel, pe domnul Saf, pe domnul Zelnian, pe pictorul. N-am cred că am scăpat, pe nimeni mai scăpat, pe cineva, Vlad din taraf, îi salutăm pe băieți. Tare fain! Și le mulțumim pentru acompaniamentul pe care ne l-a oferit. Și eu stau acolo în ușă. V-am spus că de data la Vața a fost o altfel de întâlnire cu oamenii de la Vața, pentru că eu am prezentat Nedea. Mulțumesc Daliei și tatălui tău. A fost o onoare pentru mine. Eu urc rar pe scenă, dar când urc, cumva mă simt altfel și am... Cred că am mai multe emoții decât voi. Și acolo la Vața cred că am avut emoții mai mari decât voi. Să vedem în imagine, stăteam în ușă, mă uitam la voi și parcă simțeam așa că, mai ales acolo la Vața, unde publicul e alături de Vlad. Iulia, cum a fost să urci? Voi ați mai urcat până la Vața în altă... Nu, n-am urcat niciodată împreună pe scenă. A fost în premieră totul. Foarte frumos. Prima amenințare pe care mi-a dat-o pe scenă. Cum? Care? Ia să vă aud. Ca să-i bate lângă drum, ferește-o, Doamne, de tun, din ahisă hea meu, dă, Doamne, cu tunul în ea. No, ai, Iulie, dragă. No.
Cum ai simțit, Pup? Așa e la Zalău, da, e mai hotărâtă. Oameni hotărâți, da. Da, da, știm, știm, știm. Cunoaștem, v-am mai spus. Măcar după nume mă trag din neam de la Zalău. Cum ai simțit publicul la Vața când ai urcat alături de Vlad, unde Vlad e iubit acolo la Vața, pentru că e a lor? Pentru început m-am simțit onorată și recunoscătoare pentru faptul că am urcat pentru prima oară împreună pe scenă. A fost un sentiment special pentru mine. A fost un public foarte deschis, foarte iubitor. M-au primit cu brațele deschise, aș putea spune, cu toate că am fost, repet, pentru prima oară acolo împreună cu Vlad. Dar cred că am fost iubiți împreună și le-a plăcut de noi, să spun așa. Tu ai avut emoții că ți-ai adus iubita acasă? Părinții tăi o cunoșteau, dar ai adus, știi, aia, mi-am adus iubita acasă și le-ai arătat-o celor de la tine din comună. Și am adus-o cu mândrie, pentru că am adus-o ca să vadă publicul ce face ea mai bine și de asta am cântat împreună pe scenă. Pentru mine a fost ceva special, n-am mai făcut asta niciodată și pot să zic că am făcut-o cu persoana potrivită acum. Am avut emoții foarte mari, nu pentru că mă gândeam că nu o să iasă momentul, dar pentru că voiam să iasă foarte bine, pentru că nu voiam să o dezamăgesc în primul rând. Și mereu am emoții mari când urc pe scena de la Vața, pentru că, nu știu, multă lume spune că ești la tine acasă, deci nu trebuie să ai emoții, trebuie să fii degajat, dar nu e așa, pentru că la mine acasă, când vin să cânt la Vața, vreau să le arăt oamenilor că eu fac cu mândrie și reprezint cu mândrie peste tot. Și vreau să-i fac să se simtă oarecum văzuți când vine vorba de folclor, pentru că la mine acasă există cântece foarte frumoase și vreau să le demonstrez tuturor vățenilor că cineva le duce mai departe și că o să ajungă la urechile fiecărui român. Mai avem un om drag acolo la Vața care te iubește foarte tare. Vorbim de nenea Pera Bulz. Îi mulțumim și noi îl purtăm alături de noi, eu cel puțin îl port în suflet pe unde mă duc, îl spun de fiecare dată, mi-e tare drag și el și toată familia lui, tanti Jeni, Diana, Jenel, Darin, n-avem cum, vin acolo cu sufletul împăcat și să știi că nenea Pera e tare, tare mândru de tine și o spune de fiecare dată când are ocazia. Îi mulțumesc și, mult. Și să-ți mai spun ceva, Vlad, să ții minte, tu nu ai cum să ne dezamăgești. Orice s-ar întâmpla în viața asta, oamenii care te iubesc te vor urma oriunde, chiar și în văzduh, pentru că noi te iubim și nu avem cum să fim dezamăgiți. Și atunci când tu o să ai o perioadă mai grea, nu trebuie să-ți fie teamă, pentru că noi, cei care te iubim, suntem plasa ta de siguranță, dragul meu, dacă, Doamne ferește, vei avea greutăți în viață. Pentru că mulțumesc, vă dau o veste proastă. Greutățile ne vor încerca, voi sunteți tineri, viața merge înainte, dar cu încredere în Dumnezeu și în oamenii care sunt lângă tine, lângă voi, Iulia, așa cum sunt părinții tăi, am cunoscut acolo, ei sunt plasa voastră de siguranță. Orice s-ar întâmpla, ai văzut, chiar dacă ai venit în județul Hunedoara, părinții tăi, Iulia, te-au urmat. Orice s-ar, la fel se va întâmpla și la tine, Vlad. Orice s-ar întâmpla, părinții vă vor urma. Pentru că oamenii care vă iubesc cu adevărat, vă vor urma oriunde în lumea asta.
Ama eu nu sunt părintele lor, dar eu tot îi urmez. Mă duc până în Pânzele Albe, pe oricare aeroport, acolo ne ducem cu camera. Și îl filmăm pe Vlad. Foarte, am avut emoții la fel de mari ca și voi. Pentru asta nici n-am avut propriul meu material, pentru că eram acolo în ușa din spatele scenei cu microfonul, nu mai puteam, aveam niște emoții fantastice, pentru că așa e când oamenii faini și dragi mie merg. Mai avem, zice Rosi, 5 minute și ajungem la acel moment pe care eu îl iubesc. Anul trecut, Vlad, pe vremea aceasta, ne pregăteam intens. Vlad se pregătea, mi-aduc aminte că ne întâlneam în oraș, tu băteai drumurile la studio, la Ovidiu, voi încă înregistrați, pentru că în noiembrie, anul trecut, această comoară, pentru mine e comoară, e inestimabilă, e valoroasă, acest CD a apărut anul trecut. În ce dată, Vlad? 19 noiembrie. Nu o să uităm niciodată? Niciodată. Niciodată. A fost greu. Astăzi nu o să fie aici. Eu aș fi vrut, dacă ne ajută Dumnezeu, facem la un an. O să o facem. Dacă ești la școală, nu o să avem cum și atunci o facem acum în ultimile 5 minute. Să spunem că e 11 noiembrie, a trecut un an. A fost greu? A fost foarte greu. Și am avut un timp limitat, urmea să plec la liceu și trebuia să termin măcar de înregistrat toate piesele pentru album. Dar am meritat. Pentru mine este până în prezent cea mai mare realizare pe plan muzical, dar nu plănesc să rămână, deoarece aș vrea ca în viitor să îmi lansez un al doilea album. Și deocamdată pe acest album sunt piese care pot fi ascultate doar prin intermediul acestuia. Sunt piese care nu se regăsesc nici pe nicio altă platformă. Și în aceste piese pot să spun că eu mi-am pus sufletul. Și nu numai eu, au fost mulți alți oameni care m-au susținut și s-au pus sufletul în realizarea acestui album. Da, este ceva special și a fost ceva special pentru mine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să duc cu succes această misiune de a îndeplini visul meu de a avea un album. Și cu siguranță mi-este foarte drag și voi prețuitori să-l vieți toate piesele pe care le am acolo. Sunt convinsă de asta și îți dau o veste proastă, să știi că noi nu să renunțăm, o să-ți aducem aminte de fiecare dată, chiar dacă vor fi 100 de astfel de, și să-ți dea Dumnezeu să trecem cu mult de 100, noi o să rămânem cu gândul, îl țin intenționat cu spatele, pentru că aici vedeți piesele, dragii mei, dacă ajungeți în posesia acestui CD-ul. Și eu o spun cu toate. L-am auzit pe Vlad, nu mai avem timp, aș fi vrut să dau, poate în altă emisiune, foarte frumoase cuvintele pe care Vlad le-a spus și le-a dedicat tatălui lui în festivalul de la Vața. Părinții lui Vlad, deși nu ies niciodată în față și stau frumos în spatele lui, și fratele lui Victor îl susțin și sunt stâlpii lui de susținere. Eu îi felicit în mod personal pentru toate eforturile, pentru că astfel de părinți, așa cum o fac părinții Iuliei, care i-am văzut și care se vede că depun eforturi fantastice ca această fată să-și ducă la îndeplinire visul, așa și părinții lui Vlad sunt acolo lângă el și sunt convinsă că vor fi până la capăt și eu sper să sărbătorim 100 de albume, dragul meu, și să venim la Harry Coanda peste 4 ani. 4 ani? 4 ani.
cu flori și cu șampanie. Mergem, Iulia? Mergem, da. Doamne, ajută-ne! Ne luăm la revedere cumva, dar nu de tot. Eu aici închei cu vorba, dar urmează o melodie. Dor cu dor. Eu de la acest ficior am aflat că dor în limba română, că de fapt cuvântul dor e unic în lume. E unic în lume. Cuvântul dor nu se poate transpune sau translata în nicio altă limbă decât în română. Dor cu dor e numele albumului. Dacă nu-l aveți, căutați-l. Cu siguranță îl găsiți. Scrieți-l lui Vlad, dragii mei. Cu siguranță vă va spune unde îl găsiți. Zi. Ai vrut să zici ceva? Unde îl găsim? Este comercializat de Izhac Music Studio. Așa. Iulia, îți mulțumesc pentru prezența. Cu mare drag. Eu sper să ne mai vedem. O să ne vedem pe la porțile Academiei. Îți garantez. Și lacrimini și cu flori. Și Dalia o să fie alături de noi. Dragii mei, vă doresc succes în tot ceea ce veți intra. Mulțumim. Ne vedem la Țebia. Nu te scap din ochi. Sunt cu ochii pe tine. Anul acesta va urca la Țebia alături de tineri interpreți, dragii mei. Un spectacol despre care cu siguranță voi reveni cu amănunte, pentru că anul ăsta aniversăm ceva deosebit la Țebia și va fi cu totul altfel. Îl salutăm și pe domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă, și nu numai. Îl salutăm pe prietenul nostru Ciprian Roman, care a fost alături de acest fecior în primii lui pași în carieră. Dacă o să găsiți emisiuni în care ei doi au fost alături, nu odată, de mai multe ori, și sperăm să-i mai vedem alături. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Noi vă mulțumim pentru invitație. Înainte să ne spunem la revedere și să vă spun că ne revedem aici luni dimineața, în direct la Dale Dimineții, vreau să vă spun că urmează acea melodie pe care eu o iubesc și să știți că eu o ascult foarte, foarte des. Pe versurile lui Angela Chelaru, pe orchestrația lui Ovidiu Pintilei, melodia căreia acest DVD-ul îi poartă numele Dor cu Dor, și bineînțeles orchestra ansamblului Profesionist Drăgan Muntean, condusă de domnul profesor George Câlțea, alături de acest fecior minunat, 2023, și îmi dau lacrimile, 11 noiembrie la Brad. E bine? Am greșit cu ceva? Nu, e foarte bine. Să-l auzim, dragii mei, și să-i urăm succes și să fie pace în lume. Și trece inimii pragul, la 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 la. Dor cu dor adune dragul, la 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 la. Și trece inimii pragul, la 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 la. Dragul drag adune soarta, la 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 la. Și trece inimii poarta, la 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 la. Dragul ce mi-ai dat, măie, la-la-la-la-la-la. Printre flori l-am semănat, măie, la-la-la-la-la-la. Mândră dragul ce mi-ai dat, măie, la-la-la-la-la-la. Printre flori l-am semănat, măie, la-la-la-la-la-la. Ca să crească, să-mi florească, la-la-la-la-la-la. Dorul să nu se oprească, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, hală, și dragostea se sfârșește. Mândră dorul de la tine, la-la-la-la-la-la. Îl adun și-l duc cu mine, la-la-la-la-la-la. Mândră dorul de la tine, la-la-la-la-la-la. Îl adun și-l duc cu mine, la-la-la-la-la-la-la. Și din nou fii amândoi, măie, la-la-la-la-la-la. Îți strimă dorul înapoi, la-la-la-la-la-la-la-la. Băi că-s fecior ca bradul munte.
și pot duce doruri multe. Așa-i dragostea din tâi măie, la 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 la. N-are leac nici căpătâi măie, la 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 la. Așa-i dragostea din tâi măie, la 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 la. N-are leac nici căpătâi măie, la 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 la. Te cuprinde, nu te-ntreabă, la 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 la. Numai inima-i beteagă, la 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 la. Eu nu zac, dar mi-i drag tare, la 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 la. Hai să merg cu dorul pe cale, la 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 la.